Joi 21 noiembrie, la grădinița Căsuța Fermecată, a avut loc un spectacol pe care școlarii l-au oferit celor mici. În cadrul parteneriatului Astăzi Preșcolar, Mâine Școlar, dintre școala gimnazială numărul 10 și grădinițele numărul 4 și numărul 9 din Giurgiu, prin care se urmărește desfășurarea unor activități în comun, la grădinița amintită a fost prezentat programul denumit generic Carnavalul Poveștilor. Astfel, școlarii au putut să se întâlnească cu personaje din povești, Scupița Roșie, Lupul și Vânătorul, Zâne și Feți Frumoși, interpretate de elevi ai clasei a 4-a B de la școala numărul 10, coordonați de Dumitru Nicoleta, profesor pentru învățământul primar. Ne-am gândit că ar fi o surpriză foarte frumoasă făcută copilașilor de la grădiniță, deoarece ei sunt în această lume a poveștilor zilnic, ascultă povești, povestesc, și sunt cu toții încântați de lumea personajelor din povești. Am văzut că sunt de entuziasmați copiii. Cât vă luați să pregătiți copiii din clasa noastră pentru acest spectacol? Copiii de clasa 4 au o mai mare capacitate de memorare și rolurile le-au memorat acasă, având în vedere că ei știu foarte bine să citească. Le-au memorat și împreună, ca să spun așa, pregătim sărbarea de vreo 3 săptămâni, timp în care noi am învățat împreună cântecele și am pus la punct legăturile, rolurile, să știe fiecare după cine urmează, scenariul acestei sărbări. Ce urmează după acest spectacol? Chiar săptămâna viitoare, având în vedere că se apropie Ziua Națională a României, vom desfășura o nouă activitate în parteneriat cu ambele grădinițe, o activitate dedicată Zilei Naționale a României, prin care vom prezenta în special cântece și dansuri populare.